Despre un singur lucru aș vrea să mai vorbesc, despre sarea amară. Sarea amară este sulfat de magneziu. Magneziu este un relaxant muscular. Dacă cineva are mușchi încordați, dureroși sau nu poate să doarmă, poate avea o baie caldă cu sare amară. Chiar câteva pahare de sare în apa de baie. Rețineți că relaxează mușchii. Dacă puteți să faceți baie pentru dureri musculare. Deci puteți să faceți baie. Dacă ești stresat sau nu poți să dormi. Magneziul și căldura umedă relaxează mușchii. Dar majoritatea oamenilor nu știu că poți folosi sare amară pentru arsuri. Puteți folosi și cartofi rași pentru arsuri sau aloe vera pentru arsuri, dar puteți folosi o soluție concentrată de sare amară. Now, cum să faci o soluție concentrată de sare amară? Ia o cană de apă și pune o linguriță de sare amară și amestecă cu lingurița. Magneziul se dizolvă în apă, așa cum v-am spus, și mai adaugi încă o linguriță după ce s-a dizolvat. O amesteci și iar o adaugi, tot așa adaugi până când nu se mai dizolvă sarea și ai obținut o soluție saturată de sare amară. O doamnă mi-a spus că are un borcan în frigider pe care o ține pentru cazuri urgente. Soțul meu, într-o dimineață, la începutul programului, a ieșit la tras cu luneta. Și venea alergând și mi-am dat seama că, după privirea lui, că a fost ceva foarte grav. El se mai lovește, se zgârie și nu face nimic. Dar că el să vină la mine, trebuie să fie ceva foarte serios. Ce făcuse? A atins țeava aproape înroșită a puștii cu lunetă. Și și-a ars aceste trei degete. Cât de sensitive pot fi aceste degete? Fața lui era albă și ținea degetele. Noi eram foarte ocupați făcând paturile. Un musafir pleca, altul venea. Am luat un vas cu apă și am pus sarea amară și am rugat să amestece, să ținem mâna acolo. Și făceam iar un pat și mă mai întorceam, iar mai puneam linguriță cu sarea amară și amestecam. La un moment dat a spus, va fi bine și a încercat să plece, dar imediat a alergat și a pus mâna înapoi. Mai târziu am văzut că a ars câteva rânduri de piele. Era destul de rău. El a spus, trebuie să merg înapoi la vânătoare. Ce să fac? Avea deja soluția de sare amară. Am luat niște bucăți de prosop. Nu vă aruncați prosoapele vechi sau cerceafuri de vechi. Păstrați-le pentru comprese. Am muiat aceste bucăți de prosop în soluția concentrată, am stors total, nu de tot, ci numai ca să fie așa umedă, am înfășurat fiecare deget separat și am pus soluția aceasta în el. Durerea s-a întors, însă numai cam 10%. În ligian nu avea durere, dar la comprese durerea era prezentă doar 10%. Tolerabil ca să se întoarcă la lucrul lui. La prânz, când a venit să mâncăm împreună, el striga, miracol, miracol! Nu-i venea să creadă că nu-l durea. Avea o arsură destul de rea și avea și bășici. Uneori nu-i nevoie să ai bășici. La el însă a trecut prin toate straturile de piele. Ce-am făcut după aceea? A fost foarte greu să-l lipesc, nu prea vrea să-l pansez pentru că el vrea să miște tot timpul. Am luat aloe vera, am tăiat frunza și le-am lipit pe deget, pe fiecare separat. Deja avea carne vie acolo. Pielea s-a dus, pielea este ca un protector al corpului. Dacă o rai o deschisă, trebuie să pui ceva pentru ca să o protejezi. Aloe vera este una din cele mai bune. Știați că atunci când tai un frunză de aloe, dacă te întorci peste câteva ore, i-a crescut o poșghiță peste ea. Aceasta pentru că ea stimulează creșterea. Intern, ca și ulmul, poți să-l folosești. Și pentru coloni iritabili. Extern pentru răni, arsuri, e excelent. Ajută să crească pielea foarte repede. Nu m-aș mira dacă medicul, când ar fi văzut carnea vie pe degete, ar fi sugerat un transplant de piele.
dar aloe vera i-a ajutat să crească pielea și nu este nicio urmă acum. Puteam să-i pun aloe vera imediat. Da, aș fi putut, dar era în durere mare și am pus-o în apă călduță cu sare amară. I-a luat și durerea. Era mai la îndemână. Uneori ai aloe vera la îndemână, dar nu sare amară. Dar așa cum v-am arătat, este că sunt multe lucruri care s-ar putea, le-am putea adapta. Uneori asta, alteori alta, ce ai la îndemână. De aceea vă spun încă o dată, dragi studenți, trebuie să aveți cutia cu comprese. Sper că fiecare casă să aibă o plantă de aloe vera. E bine să ai aceste mărunțișuri prin casă. Sunt întrebări înainte să încheiem? Ce este ulmul alunecos? Este un copac și se folosește coaja. Crește în America, dar poți să-l găsești în magazinele naturiste pentru că e foarte cunoscut. Aș recomanda ca fiecare casă să aibă ulmul alunecos, praful acesta. Da, se poate folosi pentru boala Reinhardt. Aici se referă la Cayenne. Țineți minte că este foarte sigur, puteți lua siguranță. Poate nu se simte când bei sfertul acela de linguriță dintr-o dată și dar se calmează cu timpul. Dacă am auzit de a urina pe arsură, nu m-ar surprinde, pentru că are minerale. Dacă nu ai nimic altceva la îndemână, dar copiilor nu te-ar lăsa să îi urinezi pe ei. Dar durerea poate inventa orice. Când vă folosești uleiul de ricin, doar o folosești direct. Vedeți că s-a îmbibat bine aici. Îți ia un pic de timp până se îmbibă. Când termin, o folosești, o îndoiești. Seara următoare o deschizi și o folosești din nou. Aș pune mai mult plastic aici să fie bine acoperit. Sarea iodată. Să vă spun câte ceva despre sarea iodată. Odată ce deschizi cutia cu sarea iodată, pierzi cam jumătate din iodul, cam în 30 de minute. Sarea iodată are 3 minerale, sodiu, clor și iod, iar iodul este ușor de pierdut. Dar Lugol, pe care îl poți obține de la un chimist, dacă nu are, îți poate comanda. Acum 50 de ani, orice chimist folosea Lugol. Acum se folosește betadina. Betadina se pune pe răni pentru dezinfectare, dar este iod. Dureri de cap. Tratament simplu este să pui picioarele în apă fierbinte sau caldă, numai dacă nu ai probleme de neuropatie, adică nu simți temperatura. Sângele are tendința de a stagna în cap și se congestionează. Dacă pui picioarele în apă caldă, se decongestionează capul. Noi, în prima zi la sănătate, avem mulți care au dureri de cap din cauza lipsei de cafeine și îi ajută să ia tensiunea acest tratament. Țineți apa cât este mai caldă, cât tolerează mai caldă, pentru 20 de minute. Mai puteți adăuga apă caldă ca să o țineți caldă. Insomnia, postoperatorie pe craniu. Foarte dificil, pentru că insomnia este un efect secundar al operației intracraniene. Dar se va vindeca, ar trebui să se vindece. Dar dacă cineva a operație pe creier, poți pune compresa cu ulei de ricin pe rană. Va ameliora și baia cu sare amară relaxează corpul. Va lua timp, depinde cât timp are de la operație. Bătăturile de la picioare. Uleiul de ricin va ajuta să le descompună. Umblarea de scurt pe iarbă sau nisip. Este foarte important să ai încălțăminte de calitate. Trebuie să valorifici încălțămintea și să ai grijă de picioare pentru că stai mult pe ele.
Alunițe, poți folosi uleiuri de ricin. Știu oameni care au tratat cancerul de piele cu ulei de ricin. Zilnic. Este o plantă, laptele câinelui. Are un lapte alb când o rupi. Poate să ardă alunițele și cancerele de piele.